Bun găsit, dragi prieteni! Invitatul nostru din această zi este Ana Maria Bușoniu, absolventa Facultății de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii de Securitate, din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu. Și-a început cariera în activități cu tinerii, fiind realizatorul și moderatorul emisiunii Studenții în Direct. A îndeplinit funcția de director în cadrul Direcției pentru Studenți, a fost expert tineret și președintele Asociației pentru Tineret, Tinerii din Vulcan. Pe parcursul său politic a îndeplinit funcția de consilier cabinet de stat, consilier comunicare și relații publice, director de cercetare și dezvoltare, consilier ministru și mai multe funcții despre care să discutăm. În prezent ocupă funcția de director general la Autoritatea de Management, Programul Operațional de Competitivitate. Bun găsit! Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație. Este o bucurie să mă întâlnesc cu facultatea din Sibiu, pe care am terminat-o și unde am multe, multe amintiri. Și noi ne bucurăm că ați acceptat invitația. Vă mai amintiți oare cum a fost prima zi de studenție? Da. Da, recunosc. Da. Prima zi la Universitatea Lucian Blaga a fost și prima zi în care mi-am dorit împreună cu colegii mei să consolidăm organizația studențească, pentru că venind din mișcarea de tineret, din Consiliul Național al Elevilor, organizații județene de tinere și având o activitate în liceu pe partea aceasta, mi-am dorit foarte mult să văd organizațiile studențești mai active. Și cred că prima mea așteptare de la universitate a fost consolidarea unei organizații studențești puternice, care să aibă o voce și să poată interveni atât în ce înseamnă procesul educațional, pentru că ne-am dorit foarte mult să adaptăm cumva componenta educațională nevoilor studenților, cât și mai ales să vedem în ce măsură reușim să gestionăm anumite situații în interesul colegilor noștri. Dar o amintire plăcută din timpul facultății, una care vă vine așa imediat când vă gândiți la facultate. Mă gândesc la facultate, cel mai mult mi-aduc aminte de activitățile studențești și mi-aduc aminte de gala profesorului Bologna, pe care am organizat-o împreună cu colegii pentru prima dată în Sibiu și a fost un eveniment reușit și mă bucur că îl văd și astăzi, în fapt. Și cred că e oportunitatea ca studenții să aibă o voce de spus în ceea ce înseamnă procesul de apreciere al cadrelor didactice. Să fie auziți. Să fie auziți și să fie auziți în sensul de exemplu de bună practică, pentru că la nivelul societății de cele mai multe ori auzim critici, auzim elemente care nu sunt ok, dar nu auzim exemple și modele de succes și cred că ne lipsește mult asta. Pentru că am vorbit și despre Sibiu. Care e primul loc care vă vine în minte când vă gândiți la Sibiu? Un loc drag pe care îl păstrați în amintire. Cred că centrul Sibiului și cred că este reprezentativ pentru ce înseamnă viața din Sibiu. Rămân în minte mai mult amintirile petrecute cu oameni în diverse locuri din Sibiu decât locul în sine. Și în perioada studenției ne-am bucurat și de cafenelele din centrul istoric și de locurile în care am ieșit și plimbările în parc cu colegii și cred că lucrurile astea vin în minte, pentru că învățăm poate mai mult de la alți oameni decât învățăm din anumite cărți și cred că acele vorbe sau acele momente petrecute împreună cu colegii în diverse locuri din Sibiu mi-au rămas în minte. Înțeles. Vreau să vă întreb și de oameni, dragi. Am o listă întreagă de profesori care mi-au rămas la suflet și regret într-un fel că activitatea curentă, timpul comasat, sarcinile
nu mi-au mai permis să revăd profesorii și colegii atât de des pe cât mi-aș dori și nu am ținut atât de mult legătura cu ei. Sunt profesori care au rămas în mintea mea și ale căror sfaturi le-am reținut și le aplic. Și, din păcate, unii dintre ei nu mai sunt printre noi și gândul este la ei. Mă gândesc și la domnul Helge Fleischer și la doamna Florica Vasiliu și mă gândesc la profesorul meu de licență și de care, repet, n-am mai reușit să țin atât de des legătura, dar abia aștept să vin în Sibiu să-l revăd, domnul Străuțiu. Pe domnul Bogdan Gheorghiță și cu dânsul mai țin legătura, doamna Sabina Luca și, mă rog, lista poate continua. Mai sunt colegi care țin legătura și de care mă simt apropiată. Acest interviu poate fi și o cale de comunicare cu ei acum, pentru că i-ați menționat. Da, și o provocare să ne întâlnim mai des, poate ne stabilim și un obiectiv de a ne reîntâlni colegii de la Ligă. De la Liga Studenților. Da, referitor că voiam să vă întreb și de asociațiile de tineret pe care deja l-ați menționat. Ați făcut parte și din ANUSR și din LASPRI. Da. Și înainte din Vulcan, nu? Asociația din Vulcan. Cum au fost Asociația Tinerilor din Vulcan, Consiliul Elevilor acolo și am fost voluntar de asemenea la un birou de consiliere pentru cetățeni. A un proiect al Comisiei Europene pentru etapa de preaderare. Noi ne-am învățat foarte multe lucruri. Și apoi în studenție a fost Liga Studenților, LASPRI, ligă care a aderat la Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România odată cu anul 2010. Dar sunt ca studentă, nu? Da, da, da. Și provocarea noastră a fost să aderăm la o federație națională pentru a putea să reprezentăm corect interesele studenților din facultatea noastră și apoi la nivel de Sibiu, pentru că la momentul respectiv eram singura organizație studențească afiliată la o federație. Cred că a fost... Cei care sunt acum în LASPRI vă datorează faptul că adera LASPRI la nivel național. E mult spus că ne datorează. Cred că cei care sunt acum în LASPRI datorează colegilor lor o reprezentare corectă și implicată și îmi doresc să văd foarte multe activități ale LASPRI și îmi doresc să văd vocea LASPRI mult mai activă la nivel național în ceea ce înseamnă reprezentarea studenților, politicile educaționale pentru învățământul universitar. Cred că avem nevoie de o societate civilă mai activă și cred că este important să fie implicat. Eu am preluat liga de la președintele fondator LASPRI, Alina, care am și o relație foarte bună în continuare și apoi împreună cu colegii mei, Iulian, Vicențiu, am coordonat activitățile, Andreea Pierșinaru, care acum este în China și am reușit să punem, să zicem, bazele unei organizații studențești respectate la nivel național, în mediul studențesc. Cred că e important în momentul în care îți asumi conducerea unei organizații studențești să tratezi lucrurile cu maximă seriozitate. Pentru că în funcție de activitățile pe care le generezi atunci, unde ai o libertate foarte mare, în momentul în care intri în administrația publică, deja vorbim de o comunicare instituțională cu rigorile ei și cu paradigma ei. Pe când, atunci când ești student și faci parte dintr-o organizație studențească, ce înseamnă dezvoltarea ei, strategia de activități, ți-o stabilești tu la nivelul organizației. Și cred că e important să profite
colegii mei de astăzi din LASPRI, de posibilitatea pe care o au să dezvolte proiecte bune pentru studenți care să rămână și să le regăsească cu mare bucurie de fiecare dată. Ce satisfacții vă aduce ceea ce faceți? Cel mai mult mă bucur când văd beneficiari de finanțare europeană care au avut succes, proiecte de succes, când văd că România crește pe harta absorpției la nivel european și când reușim să obținem în urma unor negocieri puternice cu serviciile Comisiei anumite aspecte care să îmbunătățească politica publică națională. Să vă recunoașteți roadele muncii. Da, da, mi-aduc aminte de 2018, în care eram la programul operațional Capital Uman. Aveam un risc de decomitere de 600 de milioane de euro, bani pe care România putea să-i piardă la acel moment, 600 de milioane de euro, și aveam 3 luni la dispoziție să facem în așa fel încât să atragem acești bani în țară. Au fost 3 luni în care nu am dormit nici eu, nici colegii mei, dar satisfacția a fost mare când am trimis declarația de cheltuieli de 600 de milioane de euro la Comisia Europeană și banii au intrat în țară. Pentru că emisiunea noastră se are ca spectator mai mulți studenți și tineri care sunt acum la început de drum. Puteți să ne povestiți un moment în care a trebuit să luați o decizie mai grea, mai dificilă, importantă de carieră și ce v-a ajutat să faceți alegerea? Adică ce a contat? Cu siguranță, unul din momentele de cumpănă a fost atunci când a trebuit să aleg între am continuat cariera în funcția publică sau a accepta să merg secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene. Și inițial am avut o mare reticență, chiar dacă sunt o persoană care își asumă destul de repede schimbarea, am avut o mare reticență de a accepta această poziție, pentru că ieșeam din zona funcționarilor publici cumva, pe o funcție mai mult sau mai puțin o numire politică. Chiar dacă nu am făcut parte dintr-un partid politic și numirea a fost, să zicem, tehnică, dar e o numire până la urmă realizată de un partid politic. Și a fost pentru mine un moment de cumpănă. N-am știut dacă să rămân în continuare în sfera de funcție publică sau să accept acest pas în zona de demnitate publică. Am luat până la urmă decizia să accept această provocare, cumva și cu sprijinul colegilor din echipă care au fost lângă mine și au spus că poate e nevoie să vedem și din poziția respectivă în ce măsură putem îmbunătăți lucrurile. Recunosc că nu știu nici acum dacă a fost o decizie bună, dar mă simt mult mai confortabilă în activitatea de funcționar public. Înțeles. Deci au contat oamenii din jurul dumneavoastră. Da, întotdeauna au contat oamenii. La final, aș vrea să vă provoc să răspundeți la câteva întrebări din chestionarul lui Proust. Ce urăți dumneavoastră cel mai mult? Să de asumare. Cred că este general valabilă funcționarilor publici care fac documentele, produc și își doresc asumarea lor, lipsa de asumare. A, deci dacă cineva arată cu degetul în altă direcție și nu... Asta nu vă da, și nu ne asumăm decizii curajoase de a împinge lucrurile. Cu siguranță la 19 ani nu spuneam asta, dacă ar fi să revenim la celebrul chestionar. Dar acum da, lipsa de asumare. Am înțeles. Și ce iubiți cel mai mult? Ce vă place? Loialitatea. Realitatea? Loialitatea. Loialitatea, am înțeles. Aveți o persoană care e în viață și pe care o admirați cel mai mult? Mi-e greu să spun asta și n-aș vrea să
fac clasificări. E important să avem modele și poate că, știți cum e, ne întoarcem la Biblie de fiecare dată. În momentele grele de fiecare dată ne întoarcem la Biblie și cred că poate ar trebui să învățăm să admirăm lucrurile bune din fiecare. Nu, mi-e greu să spun că admir o singură persoană. Admir părți, admir decizii, admir elemente de caracter de la diverse persoane. Nu, mi-e greu să dau un nume. Okay. Îi sunt recunoscătoare mamei mele, îi sunt recunoscător tatălui meu pentru ceea ce sunt, dar mi-e greu să spun acea... Aceasta este persoana pe care o admir cel mai mult în viață. Dar e important și încerc să mă uit înspre oameni pe care îi admir și să preiau elementele care îmi plac de la aceștia. Ce prețuiți dumneavoastră cel mai mult la un prieten? Grija. Grija de prietenia noastră. Înțeles. Și care a fost cel mai fericit moment din viața dumneavoastră? Aveți un moment pe care îl puteți să-l numiți cel mai fericit? Da, cred că fericirea e o stare și mi-aduc aminte de un răsărit de soare. În acel moment, la acel răsărit de soare, am fost foarte fericită. Am înțeles. Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Sperăm să fie o inspirație pentru studenții noștri. Și o să ajungă mesajul mai mult ca sigur și la profesorii pe care ați menționat. Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația. Și eu vă mulțumesc foarte mult și în final aș vrea să închei cu un lucru pe care îl spuneam foarte des în facultate și în care eu chiar cred. Studenții de astăzi sunt liderii de mâine și îmi doresc să văd lideri responsabili care își asumă lucruri și care sunt bine pregătiți. Cred că avem nevoie de un profesionalism mai mare, atât în administrația publică, cât și în diverse paliere ale societății și chiar cred că trebuie să profitați de momentul ăsta mai mult decât am făcut-o noi și să vă pregătiți pentru a schimba lucrurile în direcția bună. Să sperăm că așa o să se întâmple. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc și eu încă o dată! La revedere!